Pe strada Elisabeta Riza din Nucșoara, poarta casei cu numărul 16 se deschide pentru a primi pe toți cei care vor să afle despre rezistența anticomunistă din Munții Mușcelului, despre haiducii Mușcelului, dar și despre o femeie care a luptat pentru libertate și demnitate. Casa Elisabetei și a lui Gheorghe Riza, cea în care haiducii Mușcelului au depus jurământul de luptă, este acum înconjurată de un șantier unde se lucrează pentru a se realiza un centru cultural, unde oricine vrea să afle despre rezistența anticomunistă să poată veni. Casa ridicată în anul 1931 de Elisabeta Riza și soțul ei, Gheorghe, va fi restaurată pentru a deveni inima acestui viitor așezământ cultural. Inițiativa restaurării casei aparține lui Bogdan Vârvoreanu, strănepotul Elisabetei Riza, cel care și-a trăit copilăria ascultându-le amintirile despre lupte, închisori, bătăile primite în beciurile securității, oamenii pe care au întâlnit în multele închisori, pe unde au stat mai bine de 12 ani și vorbele despre ce înseamnă de fapt libertatea. Fiind adolescent, deja îmi povestea, stăteam pe prispă aici până noaptea târziu și îmi povestea în ce chinuri și cum putea să ajute acest grup de rezistență împreună cu străbunicul. A fost foarte cumplit și foarte greu. Ținând cont de istorie, să privim în spate, cel mai longeviv grup de rezistență, haiducii Mușcelului, aproape 10 ani, hăituiți de securitate, cum se știe, împușcați, chinuiți, schinjuiți, printre care și Elisabeta Riza, străbunica, care a fost scalpată la securitate la Pitești, cel mai mult chinuit, și sunt mulți care au suferit pe urma comunismului. Din păcate, istoria pe partea aceasta a haiducilor Mușcelului și alte zone nu prea se cunoaște așa bine. Aici, în casă, s-a depus un jurământ. O parte din partizani, în casa aceasta, s-a depus jurământul. Indiferent ce se va întâmpla, chiar de vor fi prinși, nu se vor divulga secretele acestor partizani și pe unde umblau. Aveau o scorbură undeva, noaptea duceau bilețelele, străbunica, ca să vină partizanii să-i anunțe pe ce parte vin securitatea sau soldații. Și așa anunțau, asta în ultimă fază. Și străbunica a fost numai la Pitești, și Sighet, și Aiud, și toată țara. Este tot a fost plimbată în pușcării și chinuită. Dar îmi spunea, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmi spunea chiar la închete, își făcea semnul crucii că nu putea, cu mâna că era legată la spate, cu mâinile la spate, și făcea semnul crucii cu limba. Și așa a reușit și a trecut peste. Fundația Elisabeta Riza a fost înființată de Bogdan Vârvoreanu împreună cu arhitectul Matei Damian și avocatul Claudiu Țămpău, care au cooptat pentru realizarea proiectului de restaurare a casei din Nucșoara pe istoricul Alin Mureșan, dar au obținut și sprijin partea Fundației Casei Regale. Proiectele au fost întocmite și de câteva zile a început activitatea. Bogdan Vârvoreanu și arhitectul Matei Damian sunt cei mai implicați în această etapă, mutându-se la Nucșoara împreună cu copiilor pentru a munci efectiv pe șantierul abia deschis. Dedicația cu care se implică în proiect este dată de respectul lor pentru foștii deținuți politici, amândoi având înaintași care au stat ani lungi și mulți în închisori, dar și pentru că înțeleg valoarea acestei case țărănești simple, dar care a fost martora unor evenimente istorice. Rămâne tot ce este autentic din anii 30, 40, 50, toate elementele, toate elementele decorative, tot mobilierul vechi. Care va fi restaurat, evident, patul ei, patul regelui care este în anexa din spate, deci patul în care a dormit regele Mihai, lucru foarte puțin cunoscut. Când a fost în vizită aici, când era mare voivod de Alba Iulia, deci am aflat asta, Bogdan m-a povestit, am rămas surprins să aflu că exact camera aia în care, cea de aici, de unde suntem noi, în care au jurat credință partizanii în 1948, este camera în care cu 10 ani înainte, aproximativ, a înoptat regele pentru o noapte, când a fost aici o mare tabără a tineretului nucșorean care și-a primit marele voievod. Pe lângă restaurarea casei, complexul va cuprinde și o clădire destinată expozițiilor, întâlnirilor culturale, concertelor, dar și o clădire administrativă. Întregul teren aflat în jurul casei Elisabetei Riza va fi reamenajat peisagistic. Prima etapă și cea mai dificilă este cea de consolidare a casei, pentru care există sursă de finanțare. Pentru celelalte etape, însă, Fundația Elisabeta Riza caută în continuare colaboratori care să-i ajute să creeze acest loc unde rezistența anticomunistă să fie aflată, înțeleasă și rememorată continuu.
străbunica mi-a lăsat casa și tot ce a avut aici mie, m-a ales pe mine, probabil că a văzut că sunt mai apropiat în toate punctele de vedere față de ei. Și într-adevăr, a spus, știu, Bogdanele, mamă, că tu vei duce mai departe tradiția noastră și vei face ceva ca lumea să nu ne uite. Și mulțumim lui Dumnezeu că până acum, eu zic că cât de cât am reușit să fac ceva. Într-adevăr, este un parcurs și niște etape foarte grele pentru noi de a înainta și de a duce la bun sfârșit acest proiect. Dar sperăm cu ajutorul oamenilor să ducem la bun sfârșit acest proiect de suflet.